Este timpul pentru... Bun găsit, prieteni! Bun găsit, prieteni! Misterele se petrec la tot pasul. Trebuie doar să deschidem ochii. În episodul de astăzi... Noapte bună, cine iese? ...întâmplări normale, în care s-a arătat paranormalul. Probabil că unii dintre voi ați văzut seria de filme Terrifier. Ei bine, un colecționar de obiecte horror a cumpărat, printre altele, o mască a clovnului Art. În timpul unui live, nicio diferență? Primitorii au remarcat ceva ciudat. Masca părea vie. I-au atras atenția, iar omul le-a arătat că nu era așa. Și totuși... Still, there's for real someone in that costume. Who's gonna be in that costume? Me? Crazy. Check it out. Bun min, bă, Carson. I told you guys, all these clowns, all these monsters, mannequin. There's no costumes, there's no one in it. There's no robot, animatronic. I'm gonna take out the face, and you guys gonna see. It doesn't move. I mean, it might look like it moves, but check it out, look, because the eyes look realistic. It just looks realistic. But it's not a robot or no one's in the costume. The wall is back there. There's no one there. So check it out. I'm gonna take out the face. You guys can see for yourself. Ready? Check it out. Mannequin. You guys hear it? Look at that. Look. Bam, 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 bam. Hello, Mr. Clown. See you guys? I told you. Băi, s-o mișca iară. Ooh, scary. Told you guys, it's just a mannequin, right? Let it go. Let it go. O mulțime de privitori jură că ochii măștii s-au mișcat. S-a mișcat cu aia. De parcă masca era controlată de un demon. De asemenea, spre final, câțiva au spus că clovnul și-a mișcat capul. Cum e posibil? De unde ai căciul la Sippy Momentul Company? A fost filmat în direct. Un bărbat care s-a confruntat des cu paralizia în somn a decis să instaleze o cameră cu infraroșu pentru a surprinde concret ceea ce se întâmpla în timpul episoadelor. Majoritatea filmurilor nu au Slader. Când facem Slader un stream împreună? Neobișnuit. Una dintre ele însă dezvăluie pentru scurt timp o figură întunecată. Le-am arătat și la băieți poza cu unui demon care s-a urcat pe pieptul omului în timp ce acesta zăcea neputincios în pat. Regele Slader. Na. Clipul a devenit repede viral, lăsând spectatorii atât fascinați, cât și deranjați. Există multe mărturii care vorbesc despre o ființă... Ați văzut, bă, ce a uite cum s-a urcat pe el? S-a urcat cu picioarele pe el, ești nebun, îl strângea de gât. Am văzut acum video, a verificat repede antrenorul. Cât și deranjați. Există multe mărturii care vorbesc despre o ființă bizară, nevăzută, care intră în dormitoarele oamenilor în timp ce aceștia dorm și se urcă peste ei, sufocându-i. Vede tot antrenorul. Respect, domnul antrenor. În acele momente de croază, victimele se trezesc între vis și realitate, incapabile să se miște, simțind o greutate zdrobitoare și o prezență sinistră care le privește din întuneric. Eu n-am pățit asta. Internauții cred că arătarea din filmare... Facem stai să mă mut la București? Perfect. Un demon cu înfățișare masculină, despre care se spune că se furișează pe lângă persoanele adormite, în general femei, pentru a avea contacte intime cu ele. Ei, hey, yo! Omologul său feminin este Succubus. Bă, am zis toată despre cu Paul, aia înseamnă că eu sunt Paul. În timpul acestei experiențe tulburătoare, care poate dura de la câteva secunde până la câteva minute, persoana este conștientă. Am avut o paralizie în somn. Trupul, și ce era în colțul camerei? Provoacă senzații de frică. Fenomenul, spun specialiștii, apare deoarece creierul, în timpul fazei REM a somnului, rămâne parțial activ, dar blochează mișcările musculare. Paralizia în somn. Bă, nu mai ziceți mă de episodul 34, Rafael. Spăimântătoare. Nu mai fiți nici. Siluete care se plimbă prin cameră sau se urcă în pat.
Ceea ce explică de ce a fost adesea asociată. Am visat că îmi dădea unul cu cuțitul în ușă și eu țineam, doar că era real. Deci stai, era real sau nu mai visat ca și cum ar fi real, gen paralizie în somn? What the fuck? Spiritele malefice. Era Hyman, bă, venea să-ți fure și ție carambitul. Tristan, un bărbat din Franța, trăiește alături de paranormal. La miezul nopții a fost trezit de niște zgomote. Veneau din hall. Am visat ca și cum ar fi a fost horror incendiu real, dar știu, așa pățesc și eu la paralizie în somn. Na. Așa făcea și la Slider. Așa făcea și la Slider. Na, picioarele pe video, așa, pe gratis. Na. Clanța se mișca de una singură. Deși în baie nu se... Chiar bă, Slater, nu mai revine seria cu clownii. O să mai băgăm niște clowni curând. Bă, pot să vin să fiu și eu un clown? Fla nimeni. Mamă, mi-a plăcea maxim. După ce a ajuns acasă de la muncă târziu, a văzut de afară că luminile erau aprinse. Speriat, a intrat în casă gândindu-se că avea de face cu un intrus. A chemat poliția și a început să filmeze. Pentru a avea... Ești deja redule? Dovadă. În casc, ofițerii ajungeau prea târziu. Priviți. Aie, bă, chat. Acceptăm mail-ul și mergem mai departe. Bă! Bă, ce-i s-o sculat la fantomă, ești nebun? Unde mă, Benjamin? Cu aia unde e Benjamin să rezolve situația? Și cine e Benjamin? Păi, Benjamin este un câine de-o apărut la Paul D'Adrian. Și el a salvat situația mereu. Omul nu a știut ce să le spună polițiștilor. Momentul surprins este aparent incredibil. Nici s-o sculat la fantom în cărți. Pătura de pe pat s-a ridicat în aer. De parcă ascundea o persoană. Mai apoi s-a prăbușit, arătând că nu fusese nimeni sub ea. Voi ce credeți? Este casa lui Tristan bântuită? Lui Tristan? După ce vecinii unei doamne au plecat în vacanță, într-o seară, în garaj a început să se miște o siluetă. Deși casa era goală, luminile dinăuntru s-au aprins. Doamna respectivă a filmat înainte să cheme poliția. Era Tristan Tate. Luați-vă o pisică, vă apără. Cred că vă apără o pisică. Pisică vă dă direct în gât. Oamenii legii n-au găsit niciun semn de intrare prin infracție, iar când vecinii s-au întors acasă, au spus că nu le-a dispărut nimic din garaj. Direct în gât. Și totuși,
Filmarea arată clar mișcare în zona respectivă. O entitate bizară. YouTuberul Depths of Despair a primit o filmare neobișnuită de la cineva. În ea, o tânără care locuiește într-o casă bântuită din Australia le-a arătat tuturor ce se petrece când doarme singură, alături de câinii ei. Tânăra a fost trezită de sunetul unor zgârieturi. Cineva se afla la ușă. So like I just woke up at like 2:50 a.m. and I'm f-ing freaking out because I just heard scratching at my door, which usually doesn't scare me because it's probably my dogs, but I'm like freaking out tonight because it's freezing outside, like the middle of winter. But like my door does not scratch and it's currently like a bit open because what the f- no, no. That. What the f***? Why? No. Ăla doarme prea bine, mă, câinele, mă. Pisica neapăr de creeper, da, mă, de pe Minecraft, real. This is not something. Like, îmi miros picioarele, bun. Ai mirosit tu prin web. This is my pantry. I don't really know what... Crezi în chestii de genul? Bă-s așa între. N-am pățit niciodată nimica, știi, deci nu pot să cred 100%, dar câte chestii de astea au pățit multă lume și tot aud povești, îți dai seama că ceva trebuie să fie, fuck it. Deși dacă cred sau nu, oricum sunt interesante. Singură. În casă se afla numai fata, nicio altă persoană. Pe lângă mișcarea ușii, poate fi văzută și o siluetă misterioasă, care a dispărut în spatele unui... Să ai paralizie în somn și să apară alea două din fugiți de acasă să-ți ceară să cauți pe telefon și după să-ți zică că ești prea bătrân și pleacă. Fotoliu. Ea nu a remarcat-o atunci. Faptul că animalele nu au fost trezite de prezența străină merită menționat. În timpul pauzei, niște eleve din Japonia au decis să meargă la baie împreună pentru a vedea dacă este într-adevăr bântuită. Prin școală circulau tot felul de povești legate de o fostă elevă care s-a stins din viață acolo. Fetele au aflat că poveștile cu fantome erau mai mult decât simple legende. Credeam că s-a întâmplat un incident ca în pădurea lui Logan Paul. What the fuck, de ce e așa în pământ? Bă, du-te, dracu, să te duci, ce m-am speriat cu aia. Chipul fostei eleve, imobil, contorsionat, du-te, a apărut odată. Deși inițial toaleta a fost goală. Bă. Fetele s-au speriat de moarte. Oamenii cred că apariția este celebra Hanako-san. Am reușit să-mi fac prima relație și după două săptămâni am despărțit că e dor de ex. Ai ceva sfaturi? Detaliile originii sale variază în funcție de... Să nu te mai intereseze. Unele versiuni spun că Hanako-san este fantoma unei fete ucise în timp ce se juca de avați ascunsele în perioada celui de-al doilea război mondial. Poveștile de groază despre Hanako-san au atins oarecare popularitate în școlile japoneze, unde elevii se provoacă între ei să o invoce. Exact. Un moment ciudat, surprins tot de o cameră de supraveghere din interior, arată interacțiunea dintre un spirit și două tinere. Acestea se relaxau în dormitor. Ăsta l-am mai văzut, cred. Uite, what the fuck? O mână nevăzută a ridicat părul fetelor.
În comentarii, o mulțime de oameni au spus că au trăit experiențe similare. Na. Fire de păr ridicate brusc de forțe nevăzute. Era horny fantom? Care este explicat? Era horny, frate, era horny hours pentru fantomă. În 23 septembrie 2024, Entitatea. La această seară, niște sunete neobișnuite au condus un cuplu spre fereastra din spatele casei. Acolo, în curtea din spate, au văzut o căprioară. Uimiți de faptul că animalul a venit atât de aproape de proprietatea lor, au decis să filmeze. Ceea ce a urmat i-a marcat pe viață. Momentul uimitor a născut discuția prinsă pe Reddit. Na. Un fel de chip grotesc a apărut de nicăieri. Mâine, live-ul viitor, trebuie să facem shopping-ul pentru Halloween, bă. Trebuie să facem shopping-ul pentru Halloween. Chipul se rotea, arătând o altă față pe același cap. Sau nu se rotea, stătea pe loc și avea o altă față în spatele primeia. Cineva a scris în comentarii că apariția s-a reflectat în fereastră. Bună aia zic, arsoane, te pup. Așadar, entitatea Jumbo, sau unde respectivă găsim? Nu se afla în ce te costumezi, vreau mai multe. Cine untru? Cei doi locatari trăiesc singuri în casa respectivă. O fermă veche deținută anterior de un domn mai în vârstă care a murit înăuntru. La scurt timp după acest incident, cuplul a decis să se mute. Experiența i-a tulburat prea tare pentru a mai putea să doarmă liniștiți. Na. Alicia, o fată din Peru, a surprins ceva terifiant la ceas de seară. Ea s-a dus pe urmele unor plânsete. Pe o alee întunecată, a văzut asta. Na. Noapte bună, Ștef. Ce e asta, mă? Cum o chema pe aia? Dancing Serbian Lady. Auzi, bă, cum face, bă, ești nebun? Ce facem așa urât? Era o combinație de sunete umane și animale. Localnicii cred că apariția este o harhacia. Harhacia. O creatură din folclorul peruvian. Jumătate om, jumătate animal. Harhacia a ajuns așa în urma unui blestem, după ce a comis un păcat grav. Se spune că individul blestemat se transformă în monstru după apusul soarelui. Un investigator din Brazilia s-a dus să documenteze situația unui bărbat terorizat de fantome. El a mai Bisandra-i crazy și alte familii care treceau prin experiențe de genul. De data aceasta însă, investigatorul nu știa că avea să se confrunte cu cea mai îngrozitoare experiență de până atunci. Incapabil să suporte teroarea, victima, bărbatul, și-a trimis familia la rândă. Rămânând singur în casă, nu avea de ales, trebuia să muncească pentru a-și întreține familia. În apropiere nu existau locuri de cazare ieftine. Auzind aceste detalii, investigatorul a decis să-l ajute. A venit pregătit, cu echipamentul adecvat. Plăcea să bea, plăcea să bea! N-am ascultat tot albumul lui, numai câteva piese. Eliminei un poc, também. Ah, tá certo, correto, correto. Lógico. Claro. Mas não dispensando e nem falando mal de quem já se foi, né? Aham, sim, sim. E acontece. Isso aí é... Desculpa, eu vi algo ali de misturinho. Olha isso, cara, impressionante, impressionante, cara. Cara, eu tô impressionado, pessoal, vocês têm noção disso? Ao lado, ó, eu não alcanço ali, ó. Bă, dar ce... Uite-le pe ăsta ce transpirat e pe chelie, mâncați-aș.
meu cigarro. Cara do céu, bicho impressionante, pessoal. Você é louco. Cara, impressionante. Nu trebuie, garson, postează-le acolo pe ăla. Cara, eu tô impressionado aqui com essas coisas. Quem é que está aqui próximo de nós? Na. Dacă mergi seara să-ți iei o pahar de apă din bucătărie, se întâmplă asta. Asculta relatarea bărbatului, la fața locului. O transpirat instant. Mai apoi, un dulap a intrat și el. Daniel Dogunei tira un euro. Un coleg m-a tot amenintat, dar nu știu ce să fac și nici nu prea vreau să vorbesc cu cineva ca e când me cer. Poți să mi recomanzi ceva? Da. Zici lui Tactu, se duce Tactu și fute doi pumni lui Taxu, după aia nu o să mai pună niciodată mâna pe tine. Joc, deschizându-și ușile. Casa respectivă a fost construită în urmă cu câteva decenii, pe un teren care se învecinează cu o pădure de bambus. De-a lungul anilor, localnicii au văzut tot felul de siluete misterioase acolo, mulți devenind convinși că acestea sunt legate de ritualurile macabre, desfășurate pe vremuri în pădure. Proprietarul casei a povestit că noaptea anumite părți ale curții devin deosebit de răci și că, uneori, este lovit de un sentiment copleșitor de teamă. Investigatorul a rămas șocat de ce a văzut. Ceea ce s-a întâmplat după aceea este și mai... Dacă nu o să mai primească o reacție de la tine... E às vezes ele acorda à noite... Certo. Falando que algo tá tocando nele. Tá tocando. Tá tocando nele, na perna dele... No pé. Olha isso, pessoal. Eu já ouvi muitas histórias, muitas pessoas passaram. Eu já deitei na cama. Dele, não, mano, já aconteceu. Você pode mostrar pra mim onde que é? Posso. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Sim, claro. Só pra mostrar aquela hora, né? Sim. Bizarro. Bizarro. Sim, claro. Claro. Vou tirar aqui, porque senão fica complicado, né? Aham. Ele tá deitado aqui, aqui, a câmera dele, ó. Deixa ele pato no meio com a câmera aí. Está com os patos, gente. Tira o chinelo. Certo. Ele tá deitado. Ele vai repousar. Aqui, é lógico. O ventilador ligado, lógico. Aqui assim, ó. Ele tá mostrando que o filho passa aqui no local, pessoal. Tranquilo aqui. Aí ele tá deitado assim, ó. Ele deita sempre nessa posição, tá? Cara, olha isso! Bro! Minha... Nossa! Cara, impressionante, 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 pessoal! Cara, impressionante o que ele... Cara, impressionante, cara, impressionante! În timp ce proprietarul îi prezenta camera fiului său, patul a tresărit brusc, de parcă cineva sau ceva l-ar fi scuturat. Investigatorul spune că locuința omului este cu adevărat bântuită. El a chemat o mulțime de alți specialiști în domeniu. De ce s-o opri și genul încercuit? Ce e un încercuit? Ba chiar și niște preoți pentru a sfinți casa. Până la urmă, da, îmbrăcat, proprietarul îmbrăcat, zici că e de la SWAT, frate, ești nebun, de la familie. Marină. Pasnicii unei firme al cărei sediu este situat lângă un cimitir din Columbia au surprins ceva bizar. Potrivit acestora, ei au început să filmeze după ce au auzit sunete ciudate. Apropiindu-se de locul de unde proveneau, s-au trezit în fața unei femei, Carson, cu un comportament extrem de straniu. Deși bărbații o filmau și încercau să poarte un dialog cu ea, să o ajute să ajungă acasă, în caz că se rătăcise. Femeia a rămas bine mișcată. Că nu sunt la noi, ce? Fantome, bă, avem la noi în România, la locuri bântuite, n-ai idei. ¿Qué necesitas? Llama a la patrulla. O te llamamos una patrulla. Llama a la patrulla y la van a recoger, porque esa es la solución. Porque para tanto pueden tener. Te llamamos a la policía. ¿Sí? ¿Tiene que tener algún alambre de eso? Esos alambres tienen corriente. ¿Y después? Te llamamos a la policía para que venga a recogerte. ¿Ah? Esa es la solución. Ah. Porque si no te puedes meter para acá. Aquí están los perros. Es un peligro. No puedes estar tirando piedra porque rompes un vidrio de un carro. Entonces es un problema. ¿Ok?
¿Qué necesitas? Si no nos dice qué necesitan, que te ayudamos, que te colaboramos. Na. ¿A quién llamamos? Na, bolă. Bă, ceva tu, mișcă-te. A? Lo qué? Când unul dintre pasnici a decis să se apropie de străină, crackhead, a simțit un miros înțepător de cadavru. Da, de parcă femeia tocmai se ridicase dintr-un mormânt. Mirosul i-a făcut pe oameni să păstreze distanța. Gicht? Unii spun că e vorba despre o femeie fără de post, pierdută în propriile gânduri. Nimic mai mult. Da. Alții însă cred că femeia era fie un spirit, fie un zombi adevărat. Un zombi de la din Haiti. Bă, slăbuț episodul ăsta, sincer îți zic.